Bun venit la o nouă rețetă pe canalul meu! Astăzi vreau să pregătesc o salată simplă de vinete, iar rețeta urmează chiar acum. Și pentru salata de astăzi am nevoie de 3 vinete, 100 de ml de ulei, o ceapă și puțină sare. Foarte simplu, nu voi folosi maioneză, deși dacă preferați puteți face această salată cu maioneză. Eu o prefer simplă, cu ulei și ceapă. Voi pune vinetele într-o tavă în care am pus o folie din asta de aluminiu și voi înțepa vinetele cu băți de frigăruie sau cu o furculiță chiar, pentru că nu vreau să explodeze în cuptor. Dacă aveți grătar, le puteți coace și pe grătar afară, dar nu toți dintre noi suntem norocoși. Așa că și cei de la bloc vor pregăti această salată și voi coace vinetele în cuptor la 200 de grade. Se va vedea când sunt coapte, pentru că apăsați și sunt foarte, foarte moi la atingere și mai ales să aveți grijă în zona aceasta să fie coapte bine și aici, lângă codiță. Le pun deci în cuptor. Și vinetele sunt coapte, uitați cât sunt de moi. Și chiar dacă sunt fierbinți, le voi scoate conținutul cu o lingură de lemn. Și le pun într-o sită să se scurgă și să se mai răcorească puțin. Nu folosim lingură de inox pentru că se oxidează și se anegresc. Așa, și trec și la următoare. Și rup coaja. Iată, recetez la fel și așa. Și cu lingura scot conținutul. Și am curățat vinetele. Și le las în această sită să-și lase zeama și să se mai răcorească puțin. Vinetele s-au mai răcit și au lăsat și zeama. Voi toca ceapa mărunt. Puteți mărunți vinetele cu un satâr de lemn. Mie îmi place ca salata de vinete să fie foarte fină și de aceea voi folosi blenderul de mână. Adaug ulei treptat și amestec acum cu lingura de lemn, pentru că le-am mărunțit cu blenderul. Și vinetele înghit destul de mult ulei. Folosesc ulei de floarea soarelui. Dacă vă place altfel, puneți de care vă place vouă, de rapiță, de măsline. Voi pune și sare
și voi pune acum ceapa pe care am tocat-o mărunt. Voi gusta, să fiu sigură că are suficientă sare și este numai bună de servit. Am pregătit astăzi o salată de vinete simplă, foarte bună, pe care o puteți consuma chiar și în zilele de post, pentru că nu are ou adăugat. Este foarte, foarte bună. Eu o pregătesc și iarna cu vinete pe care le-am păstrat la congelator, coapte, scurse, și doar le mărunțesc, le mai adaug ulei, ceapă și sare și avem și iarna salate minunate. Pentru mai multă prospețime, presar și puțin pătrun gel proaspăt tocat deasupra și este gata de servit. Atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare la o altă rețetă la fel de simplă, rapidă, dar foarte, foarte bună. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ca întotdeauna vă doresc din toată inima să fiți veseli.